Arena Națională a găzduit în acest weekend prima etapă a noului sezon din Campionatul Național de Drift. Anul acesta s-a înscris un număr record de piloți din 5 țări. În plus, evenimentul a adus multe surprize spectatorilor. Priviți! Peste 30.000 de cai putere au făcut spectacol în capitală în acest weekend. 74 de piloți din România, Bulgaria, Ucraina, Norvegia și Moldova s-au înscris în prima dintre cele 5 runde programate în 2024, cu 50% mai puțin față de anul trecut. Printre ei a fost și Gabi, un adolescent de 17 ani, pasionat de motoare încă din copilărie. Primii ani am participat la clase Mipro, unde am ieșit în ambii ani vicecampion național. După aceea am trecut la clasa Pro, unde am ieșit singur român de pe podium, ocupând poziția a treia. Visul meu este să câștig campionatul European Drift Masters. Pasiunea a dobândit-o de la tatăl său, care i-a devenit și antrenor. A fost destul de dificil să lucrez cu propriul copil, pentru că a trebuit cumva să mă detașez de partea emoțională. În fiecare an a fost pe podiumul general în acest sport. Nici fetele nu se lasă mai prejos. Concurează cot la cot cu băieții, iar multe dintre ele sunt campioane naționale. Printre ele este și Natalia. Am intrat în lumea motosportului de la vârsta de 9 ani. În 2022 am obținut titlul de campioană europeană la categoria Pro 2 din campionatul Drift Kings, iar am devenit prima fată din istorie care a câștigat la acea categorie. Toate mașinile care concurează la competițiile de drift trebuie să fie echipate corespunzător cu scaune speciale și o pușcă de siguranță, astfel încât piloții să nu se rănească în cazul unui accident. Vorbim despre mașini extrem de puternice. Această mașină are 800 de cai putere și este propulsată de 3 motoare. Ediția a 10-a evenimentului a debutat pentru al treilea an consecutiv în jurul celui mai mare stadion din țară. Este un campionat în toată regula, așa cum este normal să fie. Sunt 5 etape în acest an. Aici la Arena Națională este prima etapă, a doua etapă va fi la Cornu, în Prahova, pe un circuit stradal, pe munte, un traseu care mie mi-este absolut favorit. Pe lângă spectacolul oferit de piloți pe traseul de concurs, cei 10.000 de fani care au participat la eveniment au avut parte și de o expoziție cu supermașini, dar și de o zonă amenajată special pentru copii. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.